Servus, prieteni, și bine v-am găsit la ediția cu numărul 79 podcastului nostru. Revenim după o nouă pauză tot așa din motive obiective n-am reușit să registrăm săptămâna trecută. Încercăm acum măcar pe final de sezon să ținem și noi ritmul cu măcar cu echipele de fotbal și de basket ale universității care după cum vom discuta și astăzi au un program foarte încărcat în această lună mai. Împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, o să discutăm astăzi despre câteva dintre finalele acestei săptămâni Pentru că vorbim de finale, prima în ordine cronologică se va juca sâmbătă seara împotriva la fotbal, da, împotriva chindiei Târgoviște, un meci uh, din care Universitatea Cluj trebuie să obțină un punct pentru a fi salvată matematic de la retroadare. Uh, trei puncte ar însemna o clasare și mai bună la finalul sezonului, însă ne gândim pas cu pas și sperăm pentru un punct, măcar în fața Chindiei. Apoi, primul meci din finala campionatului național de basket, CSM Oradea UBT, uh, va fi duminică la Oradea. Pe lângă asta mai avem și uh, febra finalei de Cupa României, care a cuprins deja suportele universității și au cuprins deja Clujul cu siguranță. Uh, biletele s-au pus deja în vânzare, s-au și epuizat între timp, vom discuta și despre asta. Uh, Vasile, hai să luăm așa, pas cu pas. Primul meci, sâmbătă, ora 19, cu Chindia Târgoviște. Uh, o echipă care joacă ultima șansă pe Cluj Arena și care cu siguranță va veni cu toate armele pregătite. Cum crezi că vom aborda meciul ăsta? Salut, prieteni! Salut, Alin! Într-adevăr, e ultima șansă pentru Chindia și, din fericire, nu e ultima șansă pentru Universitatea. Am avut noroc de data asta. Rezultatele din celelalte partide ne-au ajutat. Să nu uităm că ne bucuram deja la pauza meciului cu voluntari, că ne salvăm, n-avem nicio emoție, bine, după 2-1 ne-am trezit cu înfrângere cu 3-2 A venit meciul de la Botoșani unde iară speram în 3 puncte, mă rog, n-a fost să fie un punct neajutat Dar au venit acele penaltiuri de la UTA-FCE Argeș, s-a încheiat la egalitate Emoțiile au cam dispărut așa încât Universitatea acum are 5 puncte în fața celor de la UTA un punct ne ajunge pentru că așa e regulamentul în România la egalitate de puncte, echipa care n-a beneficiat de rotunjirea punctelor înainte de play-out, care e universitatea, se salvează. Așadar, un punct într-un meci cu Chindia Târgoviște ne salvează de la retrogradare. Povestea asta am mai trăit-o, 97, dacă ne aducem aminte, era puțin altfel. Universitatea Cluj mergea la Târgoviște atunci cu cuțitul la os și fără jucătorii titulari. Doar Putem spune că aproape cu cuțitul în os. Cu cuțitul bine de tot în os, fără jucători titulari care s-au supărat pe conducere atunci, au intrat în grevă. Doi s-au hotărât totuși să spargă greva. Sandu Marcă și cel care avea să devină erou meciului portarul Vasile Mare, care a apărat un penalti în minutul 85, s-a încheiat 0 la 0 și minunea de la Târgoviște ne-a salvat de la retrogradare. Nu cred că va fi nevoie de atâta stres în sâmbătă, chiar dacă cei de la Chindia vor veni, cum spui tu, cu toate armele bine pregătite la Cluj. În momentul de față nu văd cum universitatea dacă luăm în considerare și ultimul meci cu Hermannstadt, nu va reuși să scoată măcar un punct pentru a-și asigura liniște, Ar fi foarte bine să-l obțină în partida de sâmbătă, pentru că apoi să-și facă o vacanță, că tot vorbeam noi de excursiile pe care le face Universitatea. La ultima etapă, chiar să meargă în excursie la Sibiu și să pregătească finala cupei în liniște cu un antrenament în campionat contra celor de la Hermannstadt și apoi meciul care poate aduce din nou Cupa României la Cluj, finala cu Sepsi, cea despre care spuneai și tu deja e oarecum subiectul numărul unu în lumea fotbalistică din Cluj. Exact de asta mi-e mie teamă, îți spun sincer. Te văd așa optimist înainte de meciul cu Chindia și mă gândeam că toată lumea în săptămâna asta vorbea de finala de la Sibiu, dar la finala de la Sibiu, pe lângă faptul că mai sunt vreo două săptămâni, mai există și măcar un meci foarte important, să sperăm că doar un meci foarte important, nu două, așa cum bine spuneai și tu. Eu sunt un pic așa puțin mai realist, dacă mă uit și la alte situații similare, mi-aduc aminte foarte, am, dat exemplu ăsta de multe ori în discuții cu prieteni și fiind cunoscători ai fenomenului, mi-aduc aminte de meciul cu Hermastad de la finalul sezonului trecut, când tot așa universitatea avea nevoie de un singur punct pentru a-și asigura în mare măsură promovarea directă în Liga 1, în Superliga, vreo 25.000 de oameni au fost la meciul acela, nu s-a terminat deloc bine. Adică universitatea a pierdut cu 2-1, dar în realitate a pierdut rău de tot. Cred că și dacă se juca vreo două săptămâni, universitatea nu reușea să scoată mai mult de o înfrângere din meciul respectiv. Bineînțeles, niciun meci nu seamănă cu altul, nu? Ca să ne aducem acesta, ne aducem aminte de această vorbă din bătrâni uh, și uh, să sperăm că de data asta, măcar uh, jucătorii și stafful vor fi 100% focusați pe partida cu Chindia Turgovește, nu știu se va gândi nimeni la meciul uh, cu Sep și din finala Cupei României, pentru că, cum spuneam, Chindia vine cu uh, toate armele. Uh, Chindia ne-a lăsat așa un gust uh, nu foarte bună după prestația și după desfășurarea partidei din sezonul regular, când, după cum bine știm, Universitatea a cunoscut 2 la 0, s-a terminat 2-2 după o fază foarte controversată în ultima secundă, a fost un faul nesenalizat acolo la Romario, au fost și niște incidente, jucătorii Chindia arătau semne obscene, a fost mare tensiune. Să nu uităm ce s-a întâmplat și să sperăm că jucătorii Universității au învățat din, și din ce s-a întâmplat în meciul cu Chindia dar și din ce s-a întâmplat în meciul cu voluntari, când, cum spuneai și tu, aveau din nou salvarea de la Troadare în mână și au pierdut-o. Uite, mie mi-a plăcut cum s-a abordat meciul de la Botoșani. S-a mers pentru un punct, s-a obținut un punct, toată lumea mulțumită. Vorba aceea se putea și mai mult dacă Tescan trimitea mingea aceea câțiva milimetri mai în interior, dar tot, tot a fost bine. Un punct în meciul cu Chindia este senzațional. Până la urmă, în masă de meciuri, cred că contează mai puțin prestația, contează mai puțin calitatea jocului, cred că contează rezultatul, pentru că ar încheia practic un sezon bun în Superliga și un an foarte bun al Universității. Da, fără discuție, cum spui și tu, niciun meci nu seamănă cu celălalt și tocmai de asta sunt eu mai optimist că Ultimul meci de acasă n-a fost cel mai bun, și e, practic, meciul de la revedere al fotbaliștilor în fața propriilor suporteri, făcând abstracție de finala de la Sibiu, pe care o va juca Universitatea, practic, pe propriul teren. Propriu 90% probabil din stadion va susține Universitatea, dar la ultimul meci de pe Cluj-Arena, cred că jucătorii ar trebui să se gândească și la suporteri și să-și ia la revedere cu un meci bun. Că la partida cu voluntari, în afară de cele câteva minute în care am reușit revenirea după eliminarea lui Florin Ilie, n-a fost mare lucru. La fel și la partida cu UTA. Într-adevăr, la Botoșan, cum spui și tu, s-a mers cu un obiectiv clar, un punct și dacă este ceva mai mult, cu atât mai bine. S-a obținut acel punct, a arătat Universitatea un joc pragmatic pe care cred că îl va continua și cu Chindia. Până la urmă, hai să fim serioși, Botoșan e o echipă mult mai bună decât Chindia. Chiar dacă cei de la Târgoviște vor veni aici să joace ultima șansă, probabil eu mă aștept să se arunce în atac, să, să încerce să, să rezolve meciul cât de repede, iar Universitatea a demonstrat de multe ori că în astfel de situații. Se poate descurca foarte bine pe spații libere, are jucători foarte buni în atac pentru astfel de situații și atunci rămân optimist. Rămân optimist în privința nu doar meciului cu Chandira, rămân optimist în privința unui final frumos de sezon al Universității și chiar dacă nu e momentul potrivit, cum spui și tu, mai sunt două săptămâni, deja cred că toată lumea își face calcule cum va arăta finala cupei și aici la capitolul ăsta eu cred că Universitatea Cluj va câștiga și va câștiga nu pe teren asta până la urmă știm bine nu contează întotdeauna la Ucluj contează imaginea, contează sprijinul suporterilor noi vom câștiga admirația unei țări între ei din nou sper să fie un match pe care Universitatea Cluj să-l câștige în tribune dacă se poate și pe teren cu atât mai bine și să, să nu se mene într-adevăr meciul ăsta cu meciul din campionat cu Sepsi, știm bine ce s-a întâmplat acolo, nu avem nevoie de incidente și de penalizări și de suspendări și așa mai departe. Eu rămân optimist în continuare. Ca să revenim puțin la meciul cu Chindia, citeam o statistică scrisă de prietenul nostru Dan Bodea, Universitatea Cluj nu a pierdut niciodată în Liga 1 împotriva Chindiei Târgovește Din potrivă a reușit 5 victorii din cele 6 partide Câteva zdrobitoare, 6-1 în 61, 5-1 în 96, 3-0 în martie 1980 Scrie Dan Bodea cu o triplă semnată de septimiu câmpianul Și un singur egal în sezonul 96-97 despre care povesteam mai devreme deci, Universitatea. Asta e vorba despre meciurile pe teren propriu, bănuiesc. Oricum, Universitatea are și un de moral în fața Chindiei și are, din punctul meu de vedere, și avantajul a ceea ce s-a întâmplat în sezonul regular, când Universitatea nu a pierdut. are patru puncte, 800 în durele cu Chindia și la egalitate de puncte, cum spuneai și tu, după rotunjire și, bineînțeles, numărul de puncte, se ia clasarea în sezonul regular, acolo unde universitatea este avantajată în fața aproape tuturor echipelor din play-out. Singurele care le-a le luat, le luat fața studenților sunt FC Craiova și Petrolul. O, o victorie cu Chindia Târgoviște, dacă vrem să merge și mai mult, mergând pe valul ăsta de optimism, așa, ar, ar, aduce universitatea în situația în care s-ar putea lupta chiar pentru o poziție mai bună la finalul sezonului, la finalul play ului poate chiar cu o victorie, să zicem, la, la, la Sibiu. Ar putea ajunge undeva pe locurile 9-10, poate. Să nu uităm că fiecare poziție suplimentară în campionat înseamnă 100, cam 150.000 de euro, grosso modo din dreptul TV, pe care le putem Traduce o sumă pe care o putem traduce în, nu știu, în transferuri, în jucători mai buni, pentru că să nu uităm că în acest moment deja se fac calcule, deja se fac liste de jucători cu siguranță. Deja sunt jucători care probabil au fost contactați de către conducerea universității. După cum bine se știe, un alt subiect foarte important ca să trecem de la meciul cu nu Un alt subiect foarte important al săptămânii care a trecut este aducerea unui uh, om, măcar ca CV, cu greutate în conducerea departamentului de scouting, Nene Reis, este noul șef al departamentului de scouting al uh, Universității Cluj și manager al uh, Centrului de Copii și Juniori. Uh, un uh, personaj cu o experiență uluitoare, uh, dacă ne uităm în spate. Uh, a lucrat cu echipe mari, a lucrat cu FC Porto, a lucrat cu... Uh, Paris Saint-Germain, a, jucat, a lucrat cu Inter Milanul, cu Red Bull Salzburg și foarte interesant și foarte important a descoperit foarte mulți jucători importanți, foarte mulți fotbaliști care au ajuns să fie cotați printre cei mai buni în lume. Aici este foarte interesant pentru că de multe ori venirile astea la cluburile din România nu reușește să producă impact din cauza că se ajunge la, se ajunge la tot felul de discuții cu oamenii localnici. Știi? Adică fiecare vrea să ducă jucători, fiecare vrea să uh, aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește managementul centrului de copii și juniori. Cum ți se pare venirea asta? Care pe hârtie mi se pare o adevărată lovitură uh, a universității. Da, este într-adevăr uh, o Numire surprinzătoare, pe de-o parte, dar dacă stăm să ne gândim la proiectul Universității, început, început din Liga 4, a continuat în Liga 3, a 2, acum în Superliga, plus dezvoltarea Academiei, e un pas normal. E nevoie de cineva care să, să țină frâiele acestei Academii, cineva care să facă legătura între Academie și echipa mare, cineva cu experiență, o raducere a unui om de fotbal care a dovedit de-a lungul anilor că știe ce face, nu poate fi decât binevenită. Mă aștept, într-adevăr, cum spui tu, să existe discuții cu cei care au fost de-a lungul anilor aici, să existe păreri diferite, dar până la urmă eu sunt convins că odată ce Nene Reis a fost adus, îi se va da și mână liberă să ia decizii, pentru că asta e cel mai important. A dovedit că știe ce face, a dovedit că poate să producă jucători. Chiar citeam primul interviu pe care l-a dat, publicat de site-ul oficial, și puțin am rămas surprins la întrebarea care cred că ne roade pe toți. Ce a produs, de fapt, Academia Universității și ce poate oferi echipei din Superliga? Răspunsul a fost unul, așa cred, care ne cam ne cam face să ne trezim puțin. A spus clar că există un jucător care eventual ar putea face față la prima echipă. Or, să nu uităm, în România regulamentul ne solicită să folosim jucători tineri. Nu prea mai avem pentru sezonul viitor, deci acel un jucător poate fi o variantă. Mai este Hoffman în lot, care e tot produsul universității. Dar vor mai trebui să vină, și atunci un, un om cu asemenea experiență, sunt convins că deja și-a făcut temele, deja are o listă, cum spui tu, nu doar la nivelul jucătorilor consacrați, există liste și la nivelul jucătorilor tineri. Și atunci, universitatea nu poate decât să, să profite de pe urma experienței și de pe urma unei munci bune, care sper eu va funcționa în regim de colaborare cu ceilalți din club și nu în regim de bine ai venit tu să ne spui nouă ce să facem, că noi știm mai bine. E bine, din păcate, oricât de succes, de mult succes ar fi avut echipele Academiei pe plan național, vedem că realitatea e puțin alta. Nu există jucători care să poată face față la prima echipă. Și atunci, eu, eu asta sper de la, de la aducerea lui, tranziția asta de la, de la juniori la, la seniori, care e extrem de grea în orice sport, mai ales din punct de vedere mental și punct de vedere fizic, să fie puțin ușurată astfel încât, probabil nu din sezonul viitor, dar peste 2-3 ani, Universitatea Cluj să redevină ce a fost odată acea pepinieră pentru echipa mare și pentru Liga 1 până la urmă, că stăm și ne uităm în România cel mai de succes model în fotbal, E exact asta, cel de la Academia Hagi, unde se produc jucători pe bandă rulantă, iar peste 2-3 ani după ce își termină junioratul, îi găsim la toate echipele din Liga 1. Um, aducerea lui Nene Reis mi se pare că este așa o cărămidă foarte importantă dintr-un plan și dintr-o strategie pe care Universitatea Cluj o are. Ne demonstrează că o are pe termen mediu și lung, pentru că, așa cum spuneai și tu, rezultatele nu se vor vedea imediat. Nu vom vedea mâine șase jucători de la Academie în prima echipă a Universității Dar probabil vom vedea alt fel de jucători Poate vom, avea juc vom vedea jucători mult mai bine pregătiți fizic Să ne aducem aminte impactul pe care îl are uh, fotbalul profesionist Inclusiv Divizia B uh, cu jucătorii tineri uh, Cât de mult trebuie să muncească, mai ales la nivel fizic, la nivel mental Probabil că aici se va lucra foarte mult uh, la uh, nivelul Academiei care, cum spuneai și tu, produce, produce rezultate. Sezonul trecut am văzut echipele Academiei jucând trei finale, la Under 17, Under 19 și Under 15, dacă nu mă înșel. Anul acesta, din nou, în afară de echipa Under 19, celelalte echipe joacă semifinale Ligii Elitelor. Două dintre ele cu șanse foarte mari de a ajunge în finală. Mă refer la juniorii Under 17 care au câștigat cu FCSB în manșatur acasă 2-1, urmează returul de la București Juniorii Under-15 vor avea și ei returul cu, tot cu FCSB Singurii care din păcate nu mai au șanse la calificare sunt juniorii Under-16 Care au pierdut în tur cu farul Constanța cu 6-0 și vor juca returul acum la Cluj Dar oricât, Există, vedem că există există rezultate, dar, cum spunea și tu, nu există jucători care să vină să facă pasul. Speram cu toții să vedem câțiva jucători dintre cei care au jucat finala la Under-19, măcar să fie în lotul primei echipe, prezențe constante. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar răspunsul lui Nene Reieș, de care spunea și tu, că există un jucător care ar putea face față la prima echipă, cred că este oglinda realității nu neapărat la Universitatea Cluj, și în general în, în fotbalul românesc. Uh, cu excepția lui Hagi, nu prea vedem jucători care să vină în prima echipă, dar Universitatea Cluj are capacitatea și propune lucrul ăsta, ceea ce este chiar de aplaudat și uh, da, uh, ne arată că există un plan bine pus la punct la Universitatea, ceea ce bineînțeles nu poate decât să ne bucure. Uh, să povestim puțin despre bilete. Biletele pentru finala Cupei României în varianta online, deci tribuna 1, tribuna 2 s-au epuizat în vreo 30 de minute. Așa cum ne-am așteptat, vom avea un stadion plin, populat, credem noi, în proporție covârșitoare de suportarea Universității Cluj. Cele două peluze, cea alocată fanilor lui SEP și cea alocată fanilor noștri, respectiv Peluza Nord, după cum au precizat organizatorii, vor fi scoase la vânzare la casele bilete vineri. După ce abonații al Univers Univers Universității Cluj -ul au avut uh, posibilitatea să-și ia bilete în avans, uh, se prefigurează o atmosferă senzațională uh, la Sibiu. Bineînțeles, foarte mulți uh, care nu au reușit să-și ia bilete. Uh, cu siguranță, orașul va fremăta în alb-negru în perioada aceea. Uh, e o sărbătoare. E o sărbătoare pe care Universitatea Cluj o merită. Nu? Universitatea Cluj o echipă care a pornit curată, vorba aceea. Uh, de la zero și-a asumat acest drum și uite că se poate. Uite că se poate. Să nu o păcălești, să nu te chinui, să nu încerci să salvezi de pe o societate pe alta. Uite că se poate și uh, este, este oarecum așa oarecum um, o recunoștință a fotbalului față de Universitatea Cluj. Uh, dacă tot lumea vorbește foarte mult despre finală, de ce să nu facem și noi? Bineînțeles, trebuie să ne bucurăm de, de această finală, trebuie să ne bucurăm de faptul că, așa cum spui tu, ăsta e rezultatul muncii începute de la zero, din uh, satele, din Județul Cluj. Și iată, ne întoarcem la Sibiu, unde Universitatea s-a refugiat în uh, cea mai neagră perioadă a istoriei uh, sale. Uh, un oraș care. Sunt convins că încă are Universitatea Cluj la Suflet, un oraș care. Dacă a uitat ce înseamnă Universitatea Cluj, își va aduce aminte peste două săptămâni de bucuria pe care o poate produce acest club, indiferent de rezultate, această idee a Universității Cluj. Cum spui tu, va fi, va fi o sărbătoare. Eu mă aștept să fie așa Sibiul, cum am trăit orașe care organizau meciuri internaționale, în special la competițiile finale, în care, indiferent dacă echipa pe care o susțineau joacă sau nu, suporterii împânzeau orașul, se bucurau, nu conta că au bilete sau nu la meci, era o, o bucurie, o sărbătoare pe străzi, așa va fi și la Sibiu. Așa a fost până la urmă și la ultima finală jucată de Universitatea la București, să ne aducem aminte acea finală pierdută cu 3 la 0 în fața Stelei, o echipă care pe vremea aceea avea un capitan de echipă, un jucătoră în echipă pe numele lui Alex Kipciu, care întâmplător e capitanul nostru, deci probabil și el își aduce aminte cu plăcere de finalele de cupă în care a implicat universitatea. Atunci a fost 3-0 pentru echipa lui, nu ne-ar supăra același rezultat acum ca să fie și mai mare sărbătoarea și în 1965 a trecut multă vreme pentru ca suporterii universității să se bucure într-adevăr de un mare succes. Mulți dintre noi nici n-am trăit vremurile acelea. Ne-am mulțumit cu succesele mici din diverse partide sau câte o promovare pe aici, pe acolo. Acele erau adevăratele finale pentru noi. Păi da, cam finalele pe care le-am disputat noi au fost cu, pe la Târgulă Puș, pe la Miovenia, Cam astea, cam le-am sărbătorit. Uite bine, acum vine finala de la Sibiu, unde sărbătorim că tot ne place nou Sibiul și tot spunești de Hermașta și de meciurile așa de care nu prea ne aducem aminte cu mare plăcere. Cred că e momentul să se schimbe și lucrul ăsta și să sărbătorim într-adevăr un succes al universității. Chiar dacă doar în tribune și doar în oraș. Universitatea are multe finale jucate, doar una câștigată până acum, să sperăm că de data aceasta va mai adăuga un trofeu. Ar fi ceva, adică aproape că ne putem imagina care e sentimentul să câștigi un trofeu. Tare mult ne dorim să simțim asta peste două săptămâni. Și apropo de Alex Chipciu, care a fost pe teren în partida din 2015, în tricoul Stelei pe atunci, E foarte interesant că există pe teren un alt jucător, va exista pe teren cel mai probabil un alt jucător care a purtat banderola la ambele echipe, banderola de capitan. A fost capitanul Universității Cluj, acum e capitanul celor de la SEP și Sfântul Gheorghe, un jucător care a crescut la Universitatea, măcar în ultimii ani de juniorat, s a debutat în fotbalul mare aici. E vorba de rola Nițului, un jucător pe care îl cunosc și care știu că are Universitatea în suflet fi și asta o întâlnire interesantă. Apropo de anumite scandări, se anunța fi, cred că, singurul jucător de etnie maghiară de pe teren care este legat foarte, foarte strâns de Universitatea Cluj. Să trecem și la încă o finală, pentru că este la fel de importantă. UBT și CSM Oradea, din nou față în față în finala campionatului de basket. O finală pe care toată lumea a așteptat-o, toată lumea a anticipat-o, o finală în care cele două echipe s-au uh, calificat fără mare emoții, nu cred că greșesc dacă spun asta. Uh, e, ai noștri în patru meciuri, probabil că au vrut să mai stea în cozi la București, e frumos primăvara la București. Uh, finala începe duminică în uh, sala sporturilor, noua sala sporturilor din, uh, din Oradea. Primul meci, orice se poate întâmpla, poate chiar UBT să-și recapete avantajul terenului propriu cu o victorie în seria de la Oradea. Da, e finala pe care toată lumea a așteptat cum spui și tu. E finala normală într-un campionat în care cele două echipe sunt clar la distanță de adversarele lor. Sunt două echipe care, chiar și în partidele pe care le-au disputat de-a lungul acestui sezon în campionat, în cupă, au dovedit că nu e o mare diferență între ele. Eu rămân la părerea că UBT e echipa favorită, chiar dacă va juca mai multe meciuri în deplasare. Finala se joacă după sistemul cel mai bun din șapte meciuri, deci dacă se va ajunge la meciul șapte, vor fi patru partide la Oradea, 3 la Cluj. Nu cred că se va ajunge acolo, apropo. Universitatea e echipa mai experimentată, e echipa care a dovedit în ultimii ani că știe să abordeze meciurile astea cu mare miză destul de bine, chiar dacă se pierde în anumite meciuri care pot părea rezolvate dinainte, cum a fost meciurile cu Craiova din primul tur al play ului cum a fost partida a treia de la, de la București cu Rapid, nu va fi la fel în finală. Finala, practic, e un nou început eu așa văd. Un nou început chiar și pentru UBT. Echipa lui Mihai Silvășan a avut o perioadă mai dificilă în ultima, în ultima lună. N-a avut cea mai bună prestație, dar sunt convins că jucătorii și stafful au mizat pe prezența asta în finală și și-au concentrat toate eforturile pe meciurile care vor urma cu CSM Oradea. Vor fi niște meciuri, sper eu, foarte spectaculoase. Vom vedea un basket bună. Sper să nu mai avem parte de incidentele care au fost la ultima partidă disputată la Oradea. Să nu uităm, Carel Guzman a avut acolo un moment în care s-a cam pierdut. Mi-e puțin frică de lucru ăsta, spun sincer, mai ales pentru că, având istoricul ăsta, sunt convins că el va fi provocat de spectatori, de adversari, probabil. Sper să își păstreze calmul și să le dovedească tuturor, de ce e la UPT, de ce e unul din cei mai buni jucători ai echipei și să-și facă, să-și facă numărul pe teren și nu prin parcarea din jurul sălii, că e mai benefic pentru UBT. Așa, trăgând linie, UBT, CSM Oradea e finala pe care ne-am dorit-o cu toți și eu rămân optimist că vom avea parte și de rezultatul pe care ne-l cu toți, că spuneai tu că ne e greu să ne imaginăm cum e sentimentul să câștige o finală. Ei bine, l-am trăit la basket de câteva ori, dar sentimentul de a câștiga două finale în timp scurt, la două sporturi diferite, l-am cam uitat. Ultima oară a fost prin anii 90, când și basketbaliștii și voleibaliștii de la U făceau legea. Uardaf, au trecut vremurile alea, ba, e momentul să ne și bucurăm la, la Cluj de succesele universității. Evident, evident. merităm asta, fanii universității merită asta. Vorbind așa puțin despre programul finalei, primul meci duminică de la ora 17, apoi meciul 2 pe 16 mai, adică marți. Uh, apoi seria se mută la Cluj cu meciurile 3 și 4 Unde sfatul nostru este să vă luați bilete cât de repede Că se cam epuizează uh, Spunea meciul primele două meciuri de la Cluj în 20 Aia e sâmbătă și în 22, adică luni uh, Apoi, spunea, cum spuneam, meciul, finala se joacă în maxim 7 meciuri Seria ar trebui să revină la Oradea în 25 Meciul 6 la Cluj în 28 și meciul 7 la de în 31, cu mențiunea că ultimele 3 meciuri se vor juca dacă va fi nevoie. E, și eu cred că nu va fi nevoie măcar de meciul 7. E, ne mai aducem aminte o finală jucată, cred că prima finală din istoria basketului românesc jucată în 7 meciuri. A fost în sezonul 2007-2008, în fața de functe aici se Ploiești. E, un jaf ca în codru, absolut uluitor, așa ceva nu cred că vom mai trăi niciodată din fericire, în care universitatea, Umobitelco un pe vremea aceea, a reușit să ducă, echipa, să ducă finala în șapte meciuri, condusă de pe bancă de Tebo Bolwin și bă, cu câțiva basketbaliști în mare formă pe, pe teren. Actual antrenor Mihai Silvășan, Zoki Cristanovici, Levar Sils, ținem minte foarte bine acei jucători și acele nume. Bradley Buckman, cred că juca și el, dacă nu mă înșel, absolut uluitor, basketbalist, uluitor. Ne aducem aminte de meciul 7 al finalei în care ai noștri au tras vreo 4 sau 5 libere și adversarii vreo 3-6. Ei, eh, erau alte vremuri. Unii își mai duc aminte din ele acum prin Serbia, noi din fericire tot acasă și tot în finală. Așadar, prieteni, pregătiți-vă, avem treabă în următoarele două săptămâni, începând cu sâmbătă o să o ținem așa într-un ritm de Champions League, cum ne place no, no. nouă nou, românilor să, să spunem, de Champions League, de Euroliga, de fine de, de Euro Cup, așa, depinde de sport. Așa că sâmbătă, ora 19, toată lumea pe Cluj Arena, e Ucluj, Chindia, Turgoviște. Duminică, cine și-a luat bilete și-a prins bilete extraordinar, foarte bine la Oradea, e primul meci din finala campionatului Național de Basket. Ne bucurăm de U, ne bucurăm de ce ne place nouă cel mai mult, ce poate fi mai frumos decât asta. Hai de U! Exact, hai de U, ne vedem pe stadion și susținem universitatea și vorba ta, ne pregătim de niște săptămâni pline alături de universitate, alături de cel mai frumos sentiment și anume să susținem echipa pe stadion, în sală și rămânem optimiști să aducem și titlurile la Cluj. Dragi prieteni, până la următoarea întâlnire a noastră, numai bine, haideu!